Domnilor și domnilor, am hotărât să facem din ziarul Criterii Politice un portal multimedia. Aceasta este o rubrică de revista presei, ca să spunem așa. Eu sunt obligat să fiu un cititor profesionist al presei prin natura meseriei. Poate dumneavoastră nu aveți timp să citiți toată presa la nivel național, presa din județele Vâlcea și Argeș. Eu o voi citi pentru dumneavoastră și în fiecare zi vă voi recomanda articolele care mi se par cele mai importante și cu voia cititorilor ziarului Criterii Politice le voi și comenta. Asta nu înseamnă că nu vă voi indica sursa, în așa fel încât dumneavoastră să puteți citi și să gândiți cu mintea dumneavoastră. Unul dintre principiile ziarului nostru este ca noi să ne exprimăm liber opiniile, dar în același timp să vă invităm permanent să aveți propria dumneavoastră opinie, să nu vă lăsați niciodată manipulați.